La Iuriu Marin, o lucrare la care țin foarte mult, investiției pe care am bugetat-o încă de acum 3 ani de zile în Consiliul Local, atunci când am avut oportunitatea să alocăm sume și pentru acest tronson pe care suntem astăzi, care este cel mai dificil de pe toată strada Iuriu Marin, cât și pentru tronsonul care deja este asfaltat și unde înlocuim partea carosabilă. Lucrările sunt în grafic, se lucrează destul de intens și sunt mulțumit de activitatea societății Conrect. Până acum, în aproximativ 2 luni de zile, tronsonul cel mai important, cu cel mai multe case, va fi asfaltat la nivel de bine și vom asigura un confort cetățenilor. Pe acest tronson pe care suntem acum, am solicitat societății Nova Apaser să construiască conducta de alimentare cu apă, pentru că este foarte veche, și să ajungem în situația în care vom avea asfalt și apoi să trebuiască să intervenim pentru reparația avariilor. Așteptăm în continuare sprijinul dumnealor pentru a avea o lucrare de calitate. Termenul este mai larg pentru finalizarea întregii investiții, dar în 2-3 luni de zile o să vedeți că această stradă va arăta altfel și vom avea un Botoșani, cel puțin pe acest tronson, la periferie, la fel ca în centru. Intenționez să asfaltez toate străzile limitrofe. Vom avea documentații și pentru Grăniceri, Alea Humulești, Vasile Lupu și îmi doresc ca în acest an aceste străzi să fie asfaltate. Să continuăm apoi cu următorul cvartal de străzi, care este adiacent arterei Tudor Vladimirescu.